Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Să știți că noi astăzi ne sacrificăm în interesul științei și al publicului ascultător, da, pentru că pornind de la știrea de săptămâna trecută, cu domnul acela căruia i-a fost nenorocită viața pentru că a mâncat baton cu mac, a zis, și a ieșit pozitiv la testul antidrog la poliție, a tras poliția pe dreapta, a ieșit pozitiv. Și e nenorocit, distrus, că l-au dat afară, probleme în familie, nu știu, și dânsul se jură, n-am mâncat în viața mea, n-am consumat nimic, am mâncat un baton cu mac și uite ce s-a întâmplat. Deci, în interesul științei, noi ne drogăm astăzi la radio, live, cu covrici cu mac. Asta spune și cu ce, că o să zică, da, lumea că... Cu covrici cu mac, suntem live, suntem live. Suntem live și pe Facebook, pe, da, tot, Facebook, pe YouTube, TikTok, YouTube, tot. Deci puteți să ne și vedeți, nu mințim, adică nu, da, e doar... Oricum ne-ați simțit dacă am mințit din voce, că se simte imediat. Deci Luca Zaf și cu mine, Vlad Petreanu, astăzi avem covrigi, am primit, ce să zic, un geamantan de covrigi. Am fost sponsorizați de colega noastră Livia. Da. Hai să spunem asta. Nu, să dăm sponsorului cei al sponsorului. Da, păi sponsorul e colega, nu, da, să nu se creadă că, da, suntem sponsorizați de firma nu știu care. Și Vlad e sponsor, că a adus chefir. Da, eu, da, am adus... Deci avem doi sponsori, Livia că a adus covrigi și chefir. Vlad că a adus chefirul. Chefir, da, de casă. Și avem inclusiv teste rapide antidrog. De-astea, nu știm încă, o să ne lămurim cum funcționează, stă într-o punguță, așa, avem instrucțiuni. Da, funcționează ori cu salivă, ori cu pipilică. Băi, atunci... asta e problema, deci pe unul din aceste teste, noi am primit 6, că ideea era să facem și înainte și după, dar eu presupun că am venit nedrogați, așa că urmează să ne drogăm. Dacă la sfârșitul emisiunii ieșim pozitiv, ce facem cu ce ne ducem acasă? Păi, dar unde mergi acasă când ești drogat? Mergem la o discotecă undeva. Gata, mă, start. Hai să mâncăm. Da, deci prima întrebare lumea, am făcut poftă de covrigi și așa mai departe. Mulțumim. Prima întrebare care mi se pune este dacă nu care cumva chefirul anulează efectul drogului din mac. Și noi presupunem că nu. Adică de ce s-ar întâmpla asta? Că nu cred că are vreo legătură. Cât ai băgat? Bă, 5 covrigi. Eu merg pe al 6-lea. L-am aici pe al 6-lea pe masă. Ai mă foarte uit la multă el. Voință. Și vreau să mă apuc de el până la și jumate. La și jumate facem testele și la final dăm rezultat. Până la urmă, testele sunt de salivă, nu? Cred că da. Da. Suntem pregătiți pentru testul final. Am mâncat mac, covrigi cu mac toată dimineața. De 10-15 minute ne-am oprit ca să respectăm regulile testului antidrog pe care l-am achiziționat în această dimineață. Hai, lasă-l, mă. Uite, ăsta-i testul. Da. Dacă ne vedeți. Deci trebuie să explicăm ce trebuie să facem. Și o să dăm cu el pe... Stă tot prin gură până se moaie nenorocirea asta. Îl băgăm în asta și în 10 minute avem rezultatul. Asta e. Să se arate la cameră dovada. Nu știm ce o să iasă aici. Habar n-am. În fine. Sunt 7, cred că 7 feluri de drog care deci sunt mâncat, testate. Da, la 4 dintre ele, dar mă rog, vă spun mai încolo. Eu am mâncat 5 jumate covrigi. Dacă la 5 jumate covrigi e negativ, înseamnă că n-ai cum altfel. N-ai cum, da. Da. N-ai cum. Ce mai? Acest dispozitiv, care sigur nu e ăla făcut de la poliție, vedeți, după câte vedeți, am început cu scuzele. Pentru că în momentul ăsta au ieșit așa. Acest dispozitiv testează așa. La CHED, noi presupunem că e ketamina. Ceva ce se cheamă AMP, nu știm ce e asta. Ceva ce înseamnă coc, o fi cocaină. Cel mai probabil. Metamfetamină, opii, adică opiacee, ce voiam noi astăzi, da. THC, asta este marihuana, și BZO. BZO nu știu ce e, benzină, habar n-am. Bazaconii. Bazaconii. Și rezultatele au fost în felul următor. Deci vă reamintesc, Luca a băgat 3 covrigi jumate, eu am mâncat 5 jumate, Zaf 5. Covrigi cu mac. Am mâncat începând de la 7 dimineața, ce... Și să ne dormit, că e nedormit, pentru studiile clinice, da, contează. Încercăm să vedem dacă iese vreun rezultat pozitiv sau nu. Și avem felul următor. Mie mi-a ieșit negativ la toate. Lui Zaf i-a ieșit o liniuță și un pic, poate, la o opiacee. Știți cum e? Cea de control e full, iar cealaltă parcă ar vrea, parcă n-ar vrea, dar... Dar teoretic e pozitiv. Deci teoretic a ieșit pozitiv la opiacee. La mac. Și domnul Luca a ieșit, la ce a ieșit tu pozitiv? Eu sunt pozitiv la ketamină. Ce e ketamină, ne-am întrebat? Nu știu, și atunci prelevez proba B, cum am văzut că se face la sportiv. Da, fac acolo din guriță, că n-aveți voie să... Vorbe. Da, deci 3 minute trebuie să se umezească tamponelul și după aceea să-l puneți. Am arătat și la cameră pentru cei care ne privesc pe Facebook să vadă că nu e prosteală. Mai așteptăm. Am o singură liniuță la ketamină, ceea ce înseamnă test pozitiv. Da. Oricum nu o să aflăm acum, pentru că... Ce linuță ai, cea de sus sau cea de jos? Sunteți clar drogați? Cea de sus, ești nărod.
Sunteți clar drogați că nu vorbiți unul peste celălalt și nu sunteți atenți la ce se întâmplă în jur. Mamă, tu acum că ți-ai ieșit ăsta, eu mai fui și tu unul, că cred că ți-ai ieșit greșit. Lai, 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 eu da. Sunt bombă, eu am rezistență naturală. Bine, oricum n-aș mai fi mâncat covrigi în viața mea. Da, știți că trebuie să așteptați 10 minute ca să iasă rezultatul respectiv. Da, deci o să ne predăm autorităților. Da, și după aceea chemăm poliția. Cred că fetele de la HR deja dau declarația publică că nu vă cunosc. Europa FM n-are nimic de a face cu voi. Livia, fă un comunicat, te rog frumos. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.